E o comunitate mare, în primul rând, și e o comunitate de oameni care cred că umblă după libertate foarte mult. Și caută un model de business care să le ofere libertatea asta și practic să-și poată permite să experimenteze lucrurile pe care vor să le experimenteze în viață. Mi se pare că oamenii sunt flămânzi după informații și asta e foarte bine. Mi-aș dori să aplice ceva mai mult din ceea ce văd, pentru că multă lume e pumped up așa și e foarte bucuroasă de informațiile de la summit, după care se întorc acasă și zic, super, am informațiile alea acolo, știi? Și am observat că diferența o fac oamenii care chiar implementează informațiile alea și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă știi statistica din România, 9 din 10 business-uri dau fail. Și cred că în primul rând este lipsa unui mindset antreprenorial corect, lipsa clarității și setarea așteptărilor într-un mod poate neconvențional. De 5 ani de zile, peste 5 ani de zile. Acum am vândut două dintre branduri, dar în total am lansat peste 50 de produse pe Amazon. În cei 5 ani de zile am făcut peste 12 milioane de dolari revenue. Așa cum am vorbit și despre curs, a plecat de la ideea de, ok, acum am automatizat foarte mult din business și am ceva mai mult timp liber ca să pot să dedic pentru curs. Și atunci am zis, ok, facem cursul ăsta, dar vreau să fie cel mai bun curs. Pentru că nu-mi place să vând, îmi place pur și simplu să prezint ceva și oferta să fie no-brainer, să zici, ok, gata, vreau, e clar că face sens. Și am zis, am plecat de la ideea asta de a face cel mai bun curs și eu pot să pun capul pe pernă liniștit noaptea, spunând că este la ora actuală cel mai bun, cel mai complet curs din lume la ora actuală pentru Amazon. Liniștit pot să spun asta. Cred că momentul ține foarte mult și de sincronizarea cu etapa în care ești tu, cu mindset-ul pe care l-ai, cât de dezvoltat ești tu, pentru că business-ul poate să crească până la nivelul tău. Practic, din punctul meu de vedere sau în business-ul meu, atunci când am avut un down, s-a întâmplat în momentul în care business-ul a crescut la nivelul meu și eu a trebuit să-mi up my level ca să pot să cresc și business-ul. Sincer vorbind, cred că momentul potrivit este oricând ești tu pregătit să faci asta. Pentru că Amazonul s-a schimbat foarte mult în aceștia 5 ani de zile și o să continue să se schimbe extraordinar de mult și în continuare. Și atunci noi în permanență ne adaptăm. Și cursurile și tururile și toate informațiile se vor adapta în direcția în care se mișcă și Amazonul. Și atunci cred că oricând este perioada cea mai bună, însă evident, cu cât intri mai repede, cu atât este mai bine, mai ușor și poți să construiești un brand mai repede. N-aș zice, nu cred deloc în noroc, dar cred că norocul ne-l influențăm foarte mult noi înșine. Și cred că, revin, mindset-ul potrivit, să ai informațiile potrivite ca să poți să le aplici și să fii organizat și să fii dornic să le și implementezi. Multă lume are acces la informații bune, dar nu le implementează. Și cred că soluția este universală și e destul de simplă.